Corea de Sud, oficial Republica Coreea, este o țară din Asia de Est, care ocupă partea sudică a peninsulei coreene. Numită Țara Dimineților Liniștite, ea are capitala la Seul, un oraș care este a doua metropolă din lume ca mărime și un important oraș pe plan mondial. Corea de Sud se învecinează la nord cu Corea de Nord și este înconjurată de Marea Japoniei la est, Marea Galbenă la vest, iar strâmtoarea Coreei o desparte de Japonia. Ce lucruri putem vedea doar în această țară? Aflăm în videoclipul de astăzi. Calculatul vârstei. Sudcoreenii au un sistem diferit de calcul al vârstei față de restul planetei. Un nou născut în Corea de Sud are deja un an, apoi pe 1 ianuarie, în fiecare an, vârsta lor crește cu un an. Dacă un bebeluș se naște în Corea de Sud pe 31 decembrie, el are automat un an, iar a doua zi de viață va avea 2. Astfel, diferența de vârstă între Corea de Sud și restul planetei va fi de 1-2 ani în funcție de data nașterii. E permis să testezi alimente în supermarketuri. În majoritatea supermarketurilor coreene, alimentele nelimitate sunt disponibile pentru testare. Nimeni nu controlează cantitatea de alimente pe care un client o testează înainte de a o cumpăra sau de nu a o cumpăra. Țara în care vezi cum arată viitorul. Corea de Sud, la momentul actual, oferă o tehnologie de ultimă generație. O țară în care 80% din populație folosește smartphone-ul. 98% dintre tineri, cu vârsta între 18 și 28 de ani, dețin un telefon mobil. Iar internetul îl folosești în voie oriunde te-ai afla. În timp ce folosesc telefonul pentru a scrie mesaje pe propria rețea de socializare, KakaoTalk, sau pentru a căuta informații despre diverse lucruri pe Naver, Google, varianta coreană, coreenii utilizează telefonul pentru a plăti în magazine, să se uite la TV sau chiar să scaneze coduri QR în primul supermarket virtual din lume. Clădirile și zgârienorii din orașe sunt ceva absolut impresionant și au o infrastructură de invidiat. Unul dintre cele mai frumoase poduri pe care le poți vedea este podul Gwanggang, cu două niveluri, unul pentru fiecare sens și o lungime de 7,4 km peste ocean. Au una dintre cele mai sofisticate rețele de metrou, având 22 de magistrale numai în Seul, care ajung în localitățile din afara capitalei. Nu există vânzători de cartele, totul făcându-se automat de la aparatele amplasate la fiecare stație de metrou, iar pentru a rentabiliza totul, cartelele sunt precum cele oferite de către STB. Iar la fiecare ieșire găsești un dispozitiv de rambursare, în care introduci cartela și primești înapoi 500 woni, depozit ce ți se ia pentru a te determina să înapoiezi cartela. De asemenea, fiecare stație de metrou are pereți de sticlă de sus până jos, pentru a preveni sinuciderile sau alte accidente, iar oamenii așteaptă metroul formând coada de o parte și de alta ușilor de sticlă, ce se deschid odată cu cele ale metroului, atunci când acesta ajunge în stație. Chirurgia plastică foarte dezvoltată. Seul este capitala mondială a chirurgiei plastice, deținând peste 500 de centre de înfrumusețare. La ora actuală, în Corea de Sud, au loc cele mai multe operații plastice pe cap de locuitor din lume, cu un record de 980.000 de operații în 2014, conform Business Insider. De asemenea, calculele arată că din 1000 de persoane, 20 au apelat la astfel de proceduri, spre deosebire de Statele Unite, unde cifra coboară la 13 oameni din 1000. Printre cele mai populare operații estetice la ora actuală în Corea de Sud sunt ploapele duble și rinoplastia, acestea fiind atât de comune încât nu se mai numesc chirurgii, ci proceduri. În societatea coreană s-au creat pe parcursul anilor anumite stereotipuri legate de un aspect perfect pentru o fată. Forma feței în formă de V, ploapă dublă, pielea albă, buze subțiri, ochii mari, corpul în formă de X, adică cu bustul și fundul mic, iar umerii aceeași lățime ca a bazinului, dinții perfecți albi și curați, nasul mic, foarte ușor cârn. Cu cât ești mai aproape de acest model, ești considerată frumoasă. Astfel, pentru coreeni, aspectul a devenit foarte important, încât părinții le oferă cadou copiilor o operație estetică de modificare a ploapelor după terminarea liceului, ca un fel de răsplată pentru absolvire. Totodată sunt de părere că dacă arăți mai bine, ai un avantaj pe piața muncii, întrucât CV-ul vine atașat cu o poză. Învățământul fără limite. Și că tot vorbeam de liceu, trecem în revistă și sistemul de învățământ în Corea de Sud, care pune un mare accent pe performanță și progres. În prezent, 17% din bugetul țării ajunge în sistemul educațional. La nivel mondial, Coreea este în topul destinațiilor internaționale de studiu. Programul general al unui elev începe cu trezirea la 6:30 dimineața. Între 8 și 16 se află la școală. Seara elevii merg la Hengwan, un fel de școli private răspândite la scară industrială, unde mai petrec câteva ore în birouri individuale de studiu. Undeva la 1 noapte ajung acasă. Sangjan, adică bacalaureatul în variantă coreană, are loc în noiembrie și într-o singură zi. Elevii dau examen la 5 materii în 8 ore. Trecerea acestui examen cu o notă cât mai mare promite un viitor luminos, iar emoțiile și tensiunea sunt atât de mari încât părinții își petrec ziua rugându-se în temple pentru rezultate cât mai bune. Chiar dacă întregul sistem dă rezultate uimitoare, costul e mare deoarece Coreea deține una dintre cele mai mari rate de suicid dintre țările industriale. Unul și principalul motiv al acestei rate fiind presiunea și stresul pentru performanța în învățământ. Locurile speciale din mijloacele de transport.
Când vine vorba de respect și prioritate, Coreea de Sud este una dintre țările în care respectul este practicat la cel mai înalt nivel. Pentru Coreea de Sud, respectul față de bătrâni și chiar față de cineva mai mare decât tine, fie el cu un an doar, este mult peste noțiunea de respect pe care o înțelegem noi. Din acest motiv, vei vedea atât în autobuze, cât și în metrou, locuri speciale pentru bătrâni pe care nu este indicat să te așezi. Adică dacă cineva care nu face parte din categoriile menționate pe imagine de deasupra scaunelor se așează în locul respectiv, oamenii nu-l vor privi deloc frumos. Ba mai mult decât atât, nu prea vei vedea oameni tineri stând pe acele scaune, oricât de obosiți ar fi, deoarece jena de a nu respecta această etică este prea mare. De asemenea, Coreea este țara care a decis să ajute femeile gravide să obțină un scaun pe care să se așeze în mijloacele de transport în comun, așa că cea mai recentă invenție a fost un sistem Bluetooth care avertizează călătorii să ofere scaunul lor femeilor gravide. The Pink Light Campaign. Asta înseamnă că fiecare femeie gravidă va purta la mână un fel de brățară specială care va activa beculețul de deasupra scaunului special, determinând persoana care stătea așezată în respectivul loc să se ridice. De asemenea, sunt și locuri de parcare pentru femeile gravide, pe care le vei găsi oriunde, nu doar la hipermarketuri sau în locurile frecventate de femei, iar acestea sunt colorate special cu roz și cu imaginea unei femei gravide în centru. Kimchi, murătura coreană. Kimchi este un preparat vital la servirea oricărei mese ale zilei. Kimchi se consumă cu orice vă puteți imagina, mai puțin deserturi. Kimchi este atât de sănătos, încât face parte din cele 5 mâncăruri cele mai sănătoase ale lumii. Acesta întărește sistemul imunitar și este foarte eficient atunci când suferi de răceală sau de gripă. De asemenea, consumul de kimchi reduce nivelul de colesterol. Unii chiar afirmă că este singura murătură care s-ar putea să prevină anumite tipuri de cancer, de exemplu cancerul mamar. Rata de obezitate și de îmbătrânire a tenului sunt foarte scăzute în Coreea și unul dintre motive este chiar consumul excesiv de kimchi. Coreenii sunt workaholici. Coreenii au o mulțime de calități, dar dacă este ceva ce vei vedea peste tot, e muncă, muncă și iar muncă. Acesta este unul dintre motivele pentru care Coreea de Sud a reușit să devină una dintre economiile importante ale lumii în ultimii 60 de ani, pornind de la studiul de una dintre cele mai sărace țări din lume. După război, Coreea de Sud nu avea nici măcar electricitate, deoarece înainte de războiul corean, partea de nord a Vechii Coreei era cea mai dezvoltată. De aceea, în anul 2013, guvernul sud-corean a adus în discuție reducerea orelor de muncă de la 68 de ore pe săptămână la 52 de ore în anul 2016. Iar acum, deși Coreea de Sud are o săptămână lucrătoare de 40 de ore, există industrie de producție, precum industria de automobile, care trebuie să funcționeze 24 de ore. De asemenea, cafenele, transportul, restaurante, puburi, cluburi, săli de studiu private. Și deși există un standard de muncă, angajații au atât de multe lucruri de făcut și de deadline-uri, că muncesc mult mai mult decât cele 40 de ore. Consumul de alcool. Coreea de Sud e cel mai mare consumator de băuturi spiritoase din lume. Soju, alcoolul național neoficial al țării, e băutura spiritoasă care se vinde cel mai bine în toată lumea. Depășește chiar și vodka, whisky-ul și romul, cu 90 de milioane de lăți vândute în fiecare an. Campaniile coreene de marketing sunt puternice. Pun pe eticheta sticlei vedete coreene de prim rang sau un model corean atrăgător pe jumătate dezbrăcat. Unul dintre motivele acestui fenomen este faptul că dacă cineva pune un pahar cu băutură în fața ta, în Coreea, este considerat nepoliticos să-l refuzi. Este de asemenea un lucru normal să umpli paharul celui cu care stai la masă înainte să bei dintr-al tău, mai ales dacă acea persoană este mai în vârstă decât tine. Cam atât și pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, apasă pe butonul de like și asigură-te că te-ai abonat la canalul nostru. Pe data viitoare!